Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a anunțat că tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei vor fi achitate în prima jumătate a lunii octombrie. Livrarea pensiilor se va face prin mandat poștal, iar de pe 12 octombrie vor fi alimentate conturile pentru beneficiarii care au optat pentru încasarea pensiilor pe card. Ajutoarele se acordă în octombrie, după cum urmează, în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1500 de lei inclusiv, în cuantum de 400 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 1501 lei și 2000 de lei inclusiv, în cuantum de 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 2001 lei și 3000 de lei inclusiv. A doua tranșă a ajutorului pentru pensionarii cu venituri sub 3000 de lei pe lună va fi livrată în octombrie împreună cu pensiile, așa cum prevede OUG cu numărul 168 din 2022. În acest sens, deja au fost tipărite tichetele care vor ajunge în cel mai scurt timp la beneficiari. În tichetele de pensii care ajung în octombrie este menționat și cuantumul ajutorului.